Cum temperaturile au început să scadă în termometre, administrația locală se pregătește pentru sezonul rece. La fel ca în anii precedenți, primăria va asigura căldura în case prin închirierea instalațiilor de la RAAN. În ceea ce privește partea financiară, speranțele se pun și în 2019 tot în guvern. Sperăm că vom avea și înțelegerea guvernului, pentru că avem sprijin, nevoie de sprijin și din partea guvernului. Am purtat discuții și cu doamna premier și cu domnul ministru al finanțelor publice, domnul Teodorovici, alături de președintele Consiliului Județean, de domnul prefect. Toată lumea, din punct de vedere al discuțiilor, a fost pregătită. Ar fi vorba de o sumă în jurul valorii de 40 de milioane de lei, bani pe care o parte încercăm să-i asigurăm și noi de la primărie, de la SPAET, și o parte dorim de la guvern. Important este însă faptul că prețul gigacaloriei nu va crește față de cel de anul trecut. Va rămâne de 400 de lei per gigacalorie, preț subvenționat de primărie. Obligația pentru căldură și treburile gospodărești nu sunt ale guvernului, ci sunt ale autorităților locale. Iar faptul că autoritatea locală nu își prevede în buget clarificarea acestei situații e vina lor și suferința noastră. Nu se știe dacă și anul ăsta s-o mai îndura cineva să le mai dea cu căciula în mână. În lipsa unei certitudini pe tema termoficării, oamenii au căutat alternative pentru încălzirea pe timpul sezonului rece. Așa se face că din ce în ce mai mulți severineni se racordează la gaz. Cea mai bună soluție sunt gazele. Gazele, datorită că nu sunt așa de scumpe și de pe perioada de iarnă, eu am centrală băgată și în cea mai grea lună care a fost în jur de 170 de lei. Eu personal am pus gaz și deci nu știu cum va fi, e prima iarnă când o să funcționăm pe gaz. Foarte greu, că sunt singură și am dat cu gaze la o lună jumate 7.700.000 și pensia mea era 7.300.000. Dacă ar băga gaze și s-ar băga la blocuri gaz și asta, atunci ai avea centrală, pleci de undeva de acasă, îi dai mai încet la centrală, dar cu instalația asta de la centralizată, vrei nu vrei, trebuie să o plătești. Dacă în sezonul rece 2019-2020 se va merge tot pe varianta de compromis, autoritățile spun că există demersuri avansate pentru soluționarea problemei termoficării în următorii ani. În această lună avem termenul pentru ultimul document de care avem nevoie pentru construcția unei noi centrale, vorbim de studiu de fezabilitate, strategia de încălzire a orașului. Am efectuat-o, avem soluția tehnică pentru a găsi, pentru a rezolva problema agentului termic. După ce avem și acest studiu de fezabilitate, vom scoate pe piață soluția tehnică, urmând să vedem pe ce zonă financiară ne ducem. Se ia în calcul astfel varianta construirii unei centrale în cogenerare de curent electric. Această soluție ar fi una extrem de convenabilă, în contextul în care ar produce și energie electrică și ar asigura căldura iarna și pe tot parcursul anului apa caldă. Pentru construirea acesteia există două soluții din punct de vedere al bugetului. Fonduri europene, 70% contribuția Uniunii Europene și 30% cea a primăriei, sau bani de la guvern, 85% contribuția guvernului și 15% cea a primăriei.